La Păcănele, doar cu buletinul, dependenții de jocuri de noroc pot să ceară caselor de pariuri și cazinourilor să nu-i mai primească. Sute de mii de români își cheltuie zilnic acolo ultimul leu. Legea intrată azi în vigoare nu-i va ajuta însă decât pe cei care își dau seama că sunt pe un drum greșit. Pentru celelalte vieți ruinate răspund statul și cei din industria jocurilor de noroc. Cei care nu fac destul pentru cei robiți de viciu, așa spun psihologii. E gândul la ele zilnic. Dacă am pierdut ei, zahar, mă gândesc cum să joc. Aș vrea, mi-aș tăia o mână ca să scap. Pe Robert l-am întâlnit în martie, când legea proaspăt votată aseară era doar o propunere în Parlament. L-am sunat din nou astăzi. N-a vrut să vorbească. Era supărat, frustrat și dezamăgit. Și-a vândut casa pentru bani de păcănele. Nu-i doar povestea lui. Avem peste 1,5 milioane de dependenți de jocuri de noroc care pariază în fiecare zi cel puțin 1 milion de euro. Au și unde în toată țara sunt peste 12.000 de săli de jocuri cu mai bine de 80.000 de aparate. Ceea ce pentru dependenții e o chestiune de noroc, pentru stat este o afacere extrem de profitabilă. În fiecare an intră special la peste 600 de milioane de euro taxe din industrie. Legea antipăcănele obligă casele de pariuri și cazinourile să țină un așa numit registru al autoexclușilor, o listă pe care se trec de bunăvoie cei care nu vor să mai fie primiți la jocuri de noroc. Cine intră însă în registru nu mai poate să ceară să fie scos. În cazul minorilor, dependența poate să fie semnalată de către părinți în termen de 30 de zile de la promulgare. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este obligat să vină cu normele de aplicare. În România există o singură asociație care vine în sprijinul dependenților. Se numește Joc Responsabil, iar directorul ei crede că legea antipăcănele nu va putea opri singură un fenomen cumplit. Atâta timp cât nu este cuplat cu un tratament adecvat de specialitate, această restricție la un moment dat își pierde valabilitatea, pentru că respectivul se poate duce în altă parte. El poate să intre online. Nevoia patologică de a juca poate să-l determine pe respectivul individ să se îndrepte spre jocurile care nu sunt organizate legal. Crimă organizată asociată acestui fenomen. Poveștile care ajung la urechile terapeuților sunt adevărate drame. Unul dintre jucători îmi spunea că soția lui, însărcinată în luna 8-a, nu știa că apartamentul în care urma să aducă copilul nou născut nu mai este al lor, pentru că el îl amanetase pentru a-și acoperi datorile de joc. Statul are de unde să ia bani pentru programe de consiliere ale dependenților de jocuri de noroc, dar nu s-a hotărât cine trebuie să le facă. La nivelul Oficiului Național de Jocuri de Noroc s-a acumulat o sumă consistentă de milioane de euro, bani care nu sunt folosiți în sensul ăsta. Cine trebuie să elaboreze politicile? Politicile, bineînțeles, statul român. Ei sunt cei care gestionează acest fond și sunt cei care ar trebui să facă inclusiv parte de consiliere psihologică. În ultimii 2 ani, aproape 400 de dependenți care cer ajutorul psihologilor sunt bântuiți de gânduri de sinucidere. Psihoterapeuții îi numesc coduri roșii.